Ce s-a întâmplat azi? Nu știu, mai concret, întrebați-mă. A fost acel eveniment la un tie-break în care te-ai enervat puțin. La 3-0 vă referiți? Da. Da. Nu știu, a fost un... A fost o minge out, eu am crezut că ai văzut-o foarte clar că e out și... Ea a zis că a fost bună, cam atât, nu știu. Nu. Da, nu știu, a fost un moment în care mi-am crezut că a fost out, arbitra a zis că a fost bună și cam atât. Crezi că acel moment te-a afectat după aceea și în, și în setul 2? În niciun caz. Nu. Nu cred că din momentul acela am jucat eu mai prost sau mai bine. Nu cred că în acel moment a fost cheia meciului. Dar unde? Unde s-a... Ce n-a mers azi? Serviciu? Serviciu nu are cum să meargă din anumite considerente, iar din cauza aceasta, bineînțeles, jocul este afectat și nu mai îmi câștig punctele așa cum de obicei mi le câștig, mai ușor, servind mai puternic, mai primesc în general puncte gratis, așa cum spunem noi, jucătorii de tenis, însă în momentul de față nu are cum să mă ajute și nu am cum să-i cer mai mult de atât. Dar ce se întâmplă cu serviciul tău? Nu aș vrea. În general, mie nu-mi place după un meci, după ce pierd sau așa, să caut anumite scuze, să spun exact, am anumite probleme la cot, nu pot servi și de aceea nu... Da, ai putut de fiecare dată să recuperezi, au fost o grămadă de break-uri în meciul ăsta. Cum se întâmplă deseori când joci tu și știi, ai moral să revii întotdeauna în momente grele, să te întorci înapoi. Așa eu de câte ori mă uit la un meci cu tine, stau liniștit că știu că în general văd 3 seturi, deci oricare ar fi scorul, știu că poți să revii și chiar eram liniștit în seara asta. Acest lucru probabil că se întâmplă la anul trecut, atunci când mă simțeam mai bine, atunci când eram... într-o perioadă mai bună, într-o perioadă când eram motivată, în momentul de față nu pot să zic că mă simt la fel de bine cum mă simțeam anul trecut și atunci automat nu mai aduc liniștea spectatorilor sau oamenilor din jurul meu așa cum o făceam în trecut. Spui că nu mai ești cum erai motivată anul trecut sau în trecut. Da. E o problemă aici de motivație? A fost anul ăsta, mă rog, în meciul de față. Nu am totuși avut cel mai bun început. Vii după optim la Roland Garros anul trecut. Anul trecut a fost anul trecut, acesta este un alt an. Nu am început așa cum mi-aș fi dorit. Au fost anumite schimbări în echipa mea. Da, per total e un pic așa de, nu știu, a fost la începutul anului un pic, dacă aș putea să folosesc cuvântul, haos, după care bineînțeles că lucrurile au început să se mai liniștească, dar nu mi-am găsit ritmul, nu mi-am găsit tenisul acela de anul trecut și bineînțeles că este frustrant, e frustrant mai ales când știi că ai puncte de apărat, știi că Madridul, Roma, Roland Garrosul și au fost turnele unde eu am punctat cel mai mult anul trecut, unde am avut rezultate extraordinare și bineînțeles că venind o perioadă venind perioada aceasta, normal că ești un pic frustrat atunci când nu joci bine, când nu te simți în largul tău, dar pe total pot să spun că la antrenamente joc bine, mă antrenez foarte bine, muncesc, dar nu se leagă la meciuri. Crezi că ar trebui să... Știi ce ar trebui să schimb ca să poți să revii la nivelul de anul trecut? Cu siguranță sunt anumite lucruri pe care
trebuie să le schimb în același timp să și să adaug anumite lucruri. În mare parte știu, dar nu este ușor, ținând cont că este mijlocul sezonului, ținând cont că nu poți să iei lucrurile, nu sunt atât de simple, adică, nu știu, încerc să le faci pe parcurs, încerc să le adaugi. Ați văzut și noastră, săptămâna de săptămână, noi plecăm, călătorim, e greu dintr-o dată să faci o schimbare și eu acum sper, după perioada aceasta, cu siguranță îmi voi lua o pauză, o pauză mai lungă, până mă voi simți mai bine din punct de vedere fizic și atunci voi, atunci sper eu și îmi doresc, dar v-am zis, la antrenamente mă simt bine, joc bine, dar meciurile nu sunt așa cum mi-aș dori. Și foarte afectată. De ce? E doar un meci. Și ai pierdut la limită, adică... Ok, e Roland Garros, da? E doar un meci. Nu neapărat faptul că am pierdut la limită, nu e vorba de meci în sine, vorba de... Un cumul de factori, de tot ce s-a întâmplat perioada asta? Da, faptul că nu reușesc să mă regăsesc, nu reușesc să joc așa cum mi-aș fi dorit. Bineînțeles, dacă stai acum, sunt lucrurile la cald și de asta. Că e bine. Circule. Stai liniște. Și ce înseamnă pauza asta mai lungă? Adică inclusiv Wimbledon? Asta, eu sper să nu, adică totul depinde de cum mă voi simți din punct de vedere medical. Și eu sper să nu, eu am făcut tot ce mi-a stat în putință ca aici să fiu mai bine, însă nu întotdeauna ține de noi, știți? Adică mi-am făcut recuperare, mi-am făcut infiltrații, am făcut tot ce mi-a stat în putință să fiu aptă, însă știți că toată timpul le rezolvă. Noi, din păcate, nu avem așa mult timp și automat asta nu se face 100%. Da, da, dar mulțumesc. Dar mie nu-mi place de asta, nici nu vreau să discut, nu am discutat nici după Roma și nu am spus, pentru că nu sunt genul de jucătoare care să caute scuze sau să spună, uite, m-a durut asta și în cazul ăsta am pierdut. Nu. Dacă am venit la turneu, am venit în condițiile în care sunt și trebuie să-mi fac treaba așa cum pot. Adică ține aspectele acestea țin doar de mine. E o accidentare grav? Doctorul mi-a spus că nu, dar trebuie să am foarte mare grijă pentru că este un început de epicondilită. Acum, știți cum e? Am făcut pauză după Roma, o săptămână nu am jucat. Am reînceput antrenamentele la București și da, nu mă simțeam bine, asta era clar, dar am crezut că o să fie, adică și doctorul și fizioterapeutul mi-au spus că o să mă simt de la zi la mine, o să fie, fac, sunt pe drumul cel bun, dar nu știu. Deci problema asta m-a afectat doar la serviciu. Probabil că ați sesizat că de obicei nu servesc chiar atât de prost. Da, totuși adică, au fost foarte multe break-uri și așa este. Jucătoare care nu par bine, nu neapărat că nu ar trebui să pună probleme, dar nu are
ceva anume care să te pună în dificultate. Așa este, dacă ești obișnuit să servești cu, hai să zicem, 160-170 și să intri în punct. Eu nu intram în punct, eu eram tot timpul în spate, ea tot timpul mă ataca, ea era cea care începea bine punctul. În mod normal, atunci când îți servești, tu ești cel în avantaj. Acum nu se întâmplă așa, eu serveam, ok, serveam cum serveam, dar aveam momente când puteam să intru, momente când nu. Oricum, nu, adică n-aș vrea să vorbesc foarte mult de lucrul ăsta.